Iubitorii de teatru din Râmnicu Vâlcea au participat miercuri seară la spectacolul Dumnezeu iubește, o producție a companiei Teatru 4 din București. În piesa scrisă de Zlata Demina au interpretat Magda Catone, Amalia Ciolan, Teodora Garofil, Tamara Roman și Liviu Cheloiu. Regia și scenografia i-au aparținut lui Tomi Cristin. Nu uiți, știu asta. Tu vei uita multe. Vei uita ce apropiați am fost și că am fost un tot întreg. Dar voi ține minte eu și pentru tine. Chiar și că nu voi mai fi, voi ține minte. Doar pentru faptul că te-ai născut și ai nevoie de mine. Cu toate spectacolele au morală ca și textul acesta. E textul unei scriitoare tinere, Zlatna Demina, parcă, din galeria unor tineri dramaturgi ruși, care dovedesc pretenția de a descoperi clipe de viață foarte puternice și foarte teme, foarte de mare interes pentru oameni, sau dacă e un cuvânt mai mare, chiar pentru omenire. Un spectacol cu conotații deosebite în ziua de astăzi, când familia, când disoluția familiei este puternică și văzută la toate nivelurile, când tinerii au nevoie de îndemnul de a-și întemeia o familie și nu de a o face din obligație, ci din dragoste pentru cei care se nasc, din dragoste pentru ei, din dragoste pentru neamul românesc, din dragoste pentru Dumnezeu. Spectacolul Dumnezeu iubește s-a ținut la cinematograful Geo Saizescu din Râmnicu Vâlcea.